Stimați jurnaliști, dragi cetățeni, pe 6 octombrie, echipa Europa de Primari PAS s-a lansat în campania electorală pentru alegerile locale generale. PAS merge în campania electorală cu 702 primari, 1158 de candidați la funcția de consilieri raionali și 9312 candidați la consiliile locale. O echipă mare și unită, care știe cum să aducă proiecte bune în localitățile lor și să îmbunătățească semnificativ viața cetățenilor din satele și orașele noastre. Pe 7 și 8 octombrie, PAS a mers în 32 de raioane pentru a lansa candidații la primari și consilieri și pentru a vorbi despre importanța alegerilor din 5 noiembrie. Alegerile din această toamnă sunt o etapă esențială în calea noastră de aderare la Uniunea Europeană. Acum este de datoria fiecărui dintre noi să ne asigurăm că schimbarea are loc în fiecare sat, în fiecare oraș. Iar calea spre lumea liberă, civilizată și prosperă este definitivă și nimeni nu va reuși să ne întoarcă din drum. Partidul Acțiune și Solidaritate, împreună cu echipa de primari și consilieri, vine cu 5 angajamente pentru următorii ani care să crească nivelul de trai în fiecare sat și oraș din Moldova. Prima prioritate este să continuăm să construim o economie dezvoltată, să avem mai multe locuri de muncă bine plătite și afaceri la nivel local. Echipa PAS va continua să muncească împreună cu guvernul și administrația locală pentru a impulsiona creșterea economică. Așa cum am început deja prin programele de finanțare oferite antreprenorilor, prin programul 373, care plătește diferența la rata dobânzilor, prin debirocratizarea intensă și oprirea abuzurilor și hărțuielilor din partea unor funcționari. Vom încuraja munca onestă și antreprenorii care creează locuri de muncă și au o relație corectă cu statul. Doar așa vom avea salarii europene acasă și siguranța zilei de mâine. A doua prioritate, pentru toți moldovenii să se simtă în siguranță în satul și orașul în care locuiesc. Acest lucru înseamnă, în primul rând, încredere că instituțiile statului vor veni în ajutorul cetățenilor. Împreună cu guvernul ne-am asumat să îmbunătățim capacitățile poliției pentru ca intervențiile lor să fie cât mai rapide. Vom continua în ritm accelerat să iluminăm satele și orașele noastre. În 2 ani, prin satul european, am asigurat 55 de localități cu rețele de iluminat public, de care au beneficiat circa 70.000 de locuitori. Iar prin satul european expres, încă 170.000 de cetățeni vor beneficia de iluminat stradal în perioada următoare. A treia prioritate. Vom continua să investim în infrastructura rutieră. Drumurile de calitate oferă siguranță călătorilor, stimulează comerțul și respectiv dezvoltarea economică și ne conectează la rețeaua europeană de transport. În ultimii 2 ani am reparat 400 km de drumuri și am deblocat, atenție, șantieruri care erau blocate timp de 5-10 ani. Iar în perioada următoare o să renovăm alte 4.000 de kilometri de drum. Oamenii trebuie să se bucure de drumuri europene cât mai repede, să călătorească rapid și să ajungă în siguranță acasă.
Prioritatea numărul 4. De 2 ori mai mulți bani pentru orașele și satele noastre. Vom continua să realizăm proiecte mari care să asigure cetățenii noștri cu apă, canalizare, terenuri de joacă, trotuare, grădinițe, infrastructura necesară pentru localitățile noastre. Moldova europeană nu înseamnă doar integrarea în spațiu valoric european. Înseamnă lucruri concrete, ajutor pentru finanțarea proiectelor importante la nivel local. Înseamnă o viață așa cum vedem în orașele europene să avem și în comunitățile noastre. Programul Satul European aduce Europa în Moldova, sat cu sat. În ultimii 2 ani am reușit să îmbunătățim condițiile de viață pentru mai mult de 100.000 de cetățeni. Împreună cu guvernul, alături de primarii și consilierii locali, vom intensifica și vom identifica mai multe resurse financiare și vom aduce proiecte europene în toate localitățile. Vom transforma satele și orașele noastre frumoase în sate și orașe europene. A 5-a prioritate. Echipa PAS se angajează în continuare să sprijine familiile din satele și orașele noastre. Vom mări indemnizația la nașterea fiecărui copil din Moldova până la 20.000 de lei. Toate familiile din Moldova trebuie să trăiască bine. Copiii alături de părinți, bunicii alături de nepoți. Asta ne dorim cu toții, ca familiile noastre să rămână acasă în Moldova. Dragi cetățeni, este crucial ca alegerile din 5 noiembrie să fie libere și corecte. Este esențial ca vocea fiecărui cetățean să fie auzită. De aceea, din prima zi a campaniei, din 6 octombrie, PAS a pornit o campanie corectă și curată. Pentru că doar o campanie corectă va asigura alegeri libere și legitime. În această campanie, noi nu vom ataca și nu vom lupta cu partidele care cu adevărat doresc ca țara noastră să fie parte a Uniunii Europene. Obiectivul nostru este limpede. Ne dorim ca Moldova să aibă cât mai mulți primari pro-europeni. Iar în consiliile raionale să fie echipe de oameni care vor munci pentru calea europeană. Lupta noastră electorală este pentru o Moldovă europeană și unicii adversari ai noștri vor fi partidele pro-Kremlin și candidații care promovează o politică care să ne deturneze de la drumul nostru spre Europa. Vin cu un îndemn și către partidele pro-europene. Haideți să ne unim în loc să fim divizați. Haideți să lucrăm după alegeri în consiliile raionale împreună, să muncim pentru ca satele și orașele noastre să devină europene. Un mesaj către primari actuali și viitorii primari. Dumneavoastră puteți fi generația de primari care vor aduce Uniunea Europeană în satele și orașele noastre. Vreau să lucrăm împreună, Parlament, Guvern, autorități locale, pentru a îndeplini această misiune comună a noastră. Munca primarilor este o muncă de primă linie. Voi cunoașteți nevoile oamenilor de zi cu zi și responsabilitatea în fața comunității care și-a pus toată încrederea în dumneavoastră. Haideți să realizăm împreună cel mai important proiect de țară, integrarea europeană. Dragi cetățeni, alegerea pe care o facem noi în prezent, pe 5 noiembrie, va determina viitorul copiilor noștri. Pentru a merge cu ei în Uniunea Europeană, pentru ca ei să trăiască în pace, să aibă bunăstare și să fie fericiți la ei acasă. Vă mulțumesc. Dacă sunt întrebări, cu drag vă răspund. Dar cum să fie întrebări axate de conferința de pe primul de prezent? Vă rog. Contorul politic, mediator, domnul președinte Grosu, spuneți-ne cum vedeți faptul că avem o legislație electorală destul de permisivă la capitolul, să spunem așa, prezenții miniștrilor, cabinetului de miniștri în alegeri.
mă refer la resursa administrativă, dacă nu vedeți necesitatea de a restricționa într-un fel funcționarii de rang înalt, ca ei să spunem, să nu fie așa de vizibile în alegeri, pentru a nu utiliza resurse administrative. Noi nu utilizăm resursa administrativă și nu o să o utilizăm, iar cei care consideră că este de menționat, de atenționat organele electorale, încurajez să o facă. Interesul nostru este să avem alegeri cât mai libere, cât mai corecte și cât mai legitime. Mulțumim. Dumneavoastră ați spus că în weekend ați fost în mai multe rani. Să ne prezentăm, vă rog frumos. Maria Stoian, Orizont TV. Uh-huh. Dumneavoastră ați spus că în weekend ați fost în mai multe raioane ca să faceți campanie pentru candidații PAS. Puteți să ne spuneți, vă rog frumos, cu ce mașină ați fost, de serviciu sau personală? A fost mașină de serviciu, a fost în afara orelor de lucru și am mers și m-am întâlnit cu cetățenii. Și câți bani ați cheltuit pentru deplasările prin țară de weekend și din ce fonduri de partid, personal sau toate întrebările legate de cheltuieli vor fi raportate conform legii la Comisia Electorală Centrală până la ultimul bănuț. Și dumneavoastră, ca președinte al legislativului, cât de legal este să faceți campanie candidaților PAS? În afara serviciului, în pauză, am toată legitimitatea și deschiderea și datoria să susțin colegii mei și am să o fac după orele de lucru sau în pauză atunci când o să-mi permită legislația. Mulțumim. Mersi, o zi bună și succes nouă forțelor pro-europene, Partidul Acțiune și Solidaritate în alegerile din 5 noiembrie. Nu uitați, alegem primari pro-europeni, alegem primari PAS și dăm țării o nouă generație de primari pro-europeni, primari PAS și consilieri PAS. Vă mulțumesc!